Sala de spectacole a Casei Armatei a fost pregătită pentru un recital al bucuriei și veseliei imprimate de sosirea efectivă a primăverii, dar și de participarea generoasă a unor animatori, realizatori de emisiuni TV și promoteri ai folclorului românesc. Alături de dansatorii experimentați din grupurile Trandafiru din Odaia Manolache sau din ansamblu Colindătorii, s-au adăugat învățăceii de la Școala de Arte, coordonați de profesoara de cântec Mitrița Cămară Velicu. Eu cânt, unde joc și voie bună și sunt o fată frumoșică. Eu cânt Zi așa, așa, așa și Sărbate de mult. Eu mândresc fetele la noi și la cumătru lăudat. Și sperați să ajungeți vedete la concursul cel mare? Da, da. Cu ce? Cu cântecele astea? Da, da, normal. Bravo, succes! Noi cântăm niște cântecele și făcute de doamna Mitrița, profesoara noastră, și a altor interprete. Mm-hmm. Cum se numește cântecele? Mi-am făcut Bândiță nouă și este moldoveanu. Bravo! Și tu? Cântecele mele se numesc Bădiță cu sumănel, Astăzi am ieșit la joc, I-a auzit oameni scripcarul și Vai de mine ce să fac. Da, e un recital. Bravo, succes! Mulțumesc! Astăzi e un eveniment frumos, l-am așteptat de încă de la 1 februarie și n-a fost să fie, Dumnezeu ne-a ajutat mai mult astăzi și am vrut ca să realizăm un spectacol cu toți elevii noștri din județ, nu numai ai mei de la clasa de canto muzică populară, pentru ca să arătăm că noi avem talente. Spectacolul Primăvară, Floarea aleasă, a fost onorat de prezența unei voci de excepție a cântecului popular venită din Constanța, Elena Plătică. Ca solist, în primul rând, este ceva special, o zi minunată, o zi specială, pentru că, iată, am ajuns pe plaiuri moldovenești, unde vrem să cunoaștem mai bine cântecul și jocul moldovenesc. Recitalul de muzică populară a avut pe generic nume din elita interpreților de cântec popular din zona Dunării de Jos: Geta Apostolache, Mandola Munteanu, Vasilica Tonu și Aurica Totolici. Hai, vai, 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 vai,